După citirea unui cuvânt referitor la sfârșit și venirea Domnului și a unei cântări pe aceeași temă, încep prin ceea ce este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 1, unde Apostolul zicea, începând cu versetul 4, Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, a celui ce vine și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, al lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl său, al lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Frați și surori, prin ajutorul celui de sus, suntem în seara aceasta împreună. Ne-am rugat și am adus problemele noastre înaintea Domnului. L-am slăvit pentru că se cuvine și este frumos să lăudăm numele Domnului. Dar de asemenea, așa cum se spunea, este drept și este de folos să fim cu luarea minte la cuvântul sfânt și Doamne ajută-ne să-l pricepem. Apoi dă-ne harul să-l putem împlini, trăi în viața noastră. S-a citit în Evanghelia după Luca, capitolul 24, cuvintele Domnului Hristos, care spunea, recitesc mai întâi versetul 34, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Luați seama la voi înșivă. Așa cum cânta corul că e război, dar lupta e în noi. Noi suntem îndemnați tot prin cuvintele Domnului pe aceeași temă să băgăm de seamă să nu ne înșere cineva. Cu alte cuvinte, să luăm seama la cei din jurul nostru dacă nu cumva vor să ne inducă în eroare. De asemenea, suntem îndemnați să luăm seama la fenomenele care se petrec în natură. Ele sunt ca niște semne, scrie aici în Luca, în versetele anterioare. Dar, de data aceasta, am îndemn și vă propun să ne punem noi în fața oglinzii Cuvântului Sfânt. Și nu numai în seara asta, și în vremea aceasta, să luăm seama la noi înșine. Spunea Apostolul Pavel, citesc din Efeseni, capitolul 5, în aceeași idee, versetul 15, luați seama des să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și primii care trebuie să ia seama la ei înșiși sunt predicatori. Spunea Timotei, Pavel către Timotei, 1 Timotei 4:16, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Știți care este prețul cel mai mare pe care îl plătește un predicator? O judecată mai aspră. Asta începând cu cei care îl ascultă și finalizată în ziua revenirii Domnului. Așadar, eu să iau seama la ceea ce citesc, cum scrie aici, la ceea ce vă explic, și fiecare să ia seama la el însuși. Cum spune în textul cinei, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. E un moment special de cercetare la masa sfântă, dar trebuie să trăim acum într-o vreme de cercetare în așteptarea revenirii Domnului. Spunea Domnul Iisus Hristos aici că dacă nu suntem cu luarea minte sau cu băgare de seamă, se poate întâmpla ca ziua aceea să vină fără veste asupra noastră. Și insist asupra ideii, citesc și versetul următor, căci ziua aceea va veni ca un laț, adică va fi surprinzătoare pentru toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului, pentru toți oamenii. Ucenicii când l-au auzit pe Domnul rostind aceste cuvinte, vă citesc și din Matei 24, au pus întrebare dacă surpriza se referă și la ei. Și Domnul explică în aceeași idee, citesc Matei 24 de la versetul 36, despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni. Ideea de surpriză, de șoc chiar.
Și de exemplu celor de la potop, versetul 39, n-au știut nimic până a venit potopul și a luat pe toți și, cum știți, n-a scăpat unul. De aceea spune Domnul în continuare, versetul 40, atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, ce înseamnă asta? Adică va fi o activitate cotidiană, obișnuit. Acum spune din doi bărbați care vor merge pe drum, șofer poate. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară. S-au gândit ele când au mers la moară, că nu mai vine numai una acasă? Un laț, o surpriză enormă. Una va fi luată, alta va fi lăsată. Ba, în Luca 17 scrie și de doi care dorm într-un pat. S-au culcat liniștiți, cred că în cazul ăsta e vorba de soț și soție, unul luat, altul lăsat. Și Domnul zice în ideea aceasta, vegheați dar, și să ne fie clar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Deci e vorba și de noi, de copiii Domnului, care îl avem pe Domnul Hristos ca și stăpân. Spune în continuare aici, pe lângă cuvântul vegheați, care e repetat frecvent cu referire la revenirea Domnului la vremea sfârșitului, versetul 50. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul care nu știe. Vreau să vă arăt din Scriptură și să facem diferența, fiindcă e foarte, foarte clară, între ceea ce înseamnă a nu ști și a nu aștepta. De știut nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri de cum pocăiții. Nu o să știe nici prorocii, nu o să știe nimeni. Nici ghicitorii, nici diavolul, nici nimeni. Numai Dumnezeu Tatăl are lucruri ce le păstrează sub pecetea sa. Și acolo nu intră alții ca în computere sau ca în cămări să fure. În cer nu se fură nimic. De-aia și când suntem îndemnați să strângem comorele, sunt sigure. Dar și datele astea din seiful lui Dumnezeu rămân pecetluite. Așadar, de știut, nu știe nimeni. Ba mai mult, prin faptul că va veni ca un laț, ca un hoț, înseamnă că nici n-ar bănui. Cu toate semnele care sunt, așa se vor derula lucrurile. Ce să spun, că la întâia venire Domnul a făcut o surpriză oamenilor și tot Ierusalimul s-a tulburat și nu s-au așteptat și n-au știut cum. Ce să spun, că au fost luat ucenicii prin surprindere când a fost Domnul răstignit și a zis Domnul, noaptea asta toți veți găsi o blești de potinire în mine. Nu s-au așteptat el așa ceva, de aceea Petru a fost în stare de niște acțiuni ieșite din comun. A fost surpriz. Cu atât mai mult, cum zice profetul Mica, atunci va fi uluiala lor, în ziua aceea. Dragii mei, așadar de știut nu știe nimeni, nici noi. Dar diferența între noi și lume e dată de faptul că noi așteptăm și ei n-așteaptă. De faptul că noi trebuie să fim gata și ei nu-s gata. Ascultați cuvântul Domnului Hristos, Matei 24, versetul 42. Vegheați dar pentru că nu știți ceea ce vă spuneam, versetul 44 acum, de aceea și voi fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci noi altfel am datat lucrurile. Dar noi trebuie să fim gata. Ce înseamnă asta? Spunea Domnul Hristos, citește din Luca 12, de la versetul 32. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Ca niște oameni echipați, precum evreii care urmau să iasă din Egipt. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă, la a treia, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind.
Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la acești ceas de noapte, ar veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să se spargă casa și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Așadar, de știut și de gândit nu gândește nimeni, dar pocăiții sunt gata, așteaptă și veghează. Așteptarea are de-a face cu dorința de a veni în părăția lui Dumnezeu, cu Maranata, Domnul nostru vine. Vegherea are de-a face cu atenția, cu acel luat seamă. Și ca să fiți gata și să nu fie pentru noi atunci o surpriză neplăcută și să avem parte de har, revin la Luca 21:34 ca să observăm ce ne poate împiedica să nu fim gata. Ce ne poate afecta să nu așteptăm și să nu fim în veghere? Recitez versetul 34. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Primul lucru. Adică în ziua când ești îmbuibat și băut bine, nu aștepți. Nu poți veghea. Și al doilea, și cu îngrijorările viacului acestuia. Și astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Frați și surori, cum stați cu ispita îmbuibării? Ați mâncat bine azi la amiază, da? Nu-i păcat să te saturi. Poți să ai și zile de ospăț. Dar dacă zile la rând îți dorești tot mese pline, încărcate și adesea mâncarea cheamă lângă ea și băutura, așa sub o formă sau alta, și dacă toată truda, așa cum zice Solomon, a omului numai pentru gura lui și pentru stomac și pentru pofte, atunci aceste preocupări, această stare și dorință pentru pântec face ca să ni se schimbe imaginea de la adevăratul Dumnezeu și să fim preocupați de bunăstarea noastră, deși uneori nici măcar sănătate nu ne aduce. Deși adesea e marcată de atâta trudă. Vezi uneori bărbați care muncesc până la epuizare. Sau uneori femei care se extenuează pregătind mâncare. Și în tot acest timp, adesea, asta potrivit spuselor Domnului Hristos, uităm să stăm în veghere. Vă rog să observați uneori, de exemplu, numai la o nuntă, câtă grabă uneori pe alocuri, pentru masă și câtă zăbavă la masă. Uitați-vă, uneori se termină adunarea și mergem acasă și începe părtășia la masă. Știți că în Noul Testament erau mese de dragoste, dar uneori, vorba unui copil care nu știa bine românește, a zis, da, dragoste de mese, când mai faceți? Parcă știa el ce știa. Și observați că ne întindem și stăm la masă până târziu, ne uităm la ceas și durează mai mult decât la sfânta adunare. Și parcă nimeni nu reclamă că, numai așa dacă de cumva pierdem trenul. Dar rest, stăm și adesea la aceste mese pe lângă timpul afectat, preocupările, pregătirile, truda, adesea la mese intervin vorbe care n-au de-a face cu așteptarea Domnului, pentru că omul giftuit bine este împins mai degrabă la păcat decât la neprihănire. Dar hai să vă citesc din Biblie ca să vedeți că oamenii au fost dintotdeauna așa. Spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 32, de exemplu, în timp ce Moise era pe munte în părtășie cu Domnul, evreii au vrut un Dumnezeu. Dar nu știu cum se face că de la dorința de Dumnezeu au ajuns la mâncat și băut. Și spune Scriptura aici, în versetul 6, a doua zi s-au sculat de dimineață, au adus ardere de tot și jertfe de mulțumire, poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat
Să joci. Au început cu rugăciuni și au terminat cu dans. Și cine știe unde se opreau? Pentru că aceste steri sunt vinovate. Iată ce vă citesc din cartea Numeri, capitolul 25. Din același drum al pustiei, la îndemnul lui Balaam. Spune Scriptura aici, versetul 2, fetele din Moab au poftit poporul la jertfe Dumnezeilor lor, poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Observați că sătui au acceptat idolatria mult mai ușor? Nu degeaba spune înțeleptul în proverbe, vă citesc din capitolul 23, și asta e valabil în contextul revenirii Domnului, versetul 20, nu fi printre cei ce beau vin, bea careva vin sau must? Într-o adunare a fost un cuvânt la ora de rugăciune, astăzi Domnul va da păcatul pe față. Și chiar prorocul s-a gândit, Doamne, cum vei face? Și la un moment dat predicatorul, printre altele, a vorbit de cei ce beau. Și la un moment dat, în timpul predicii, nu știu cum s-a uitat predicatorul, sare o soră în picioare și spune, ce te uiți numai la mine, că nu numai eu, și Nicolae și Saveta și Ioana beau. Și apoi zice, măi, uite cum a dat Domnul păcatul pe față. Că așa lucrează Dumnezeu uneori în mod ciudat. Să sperăm că nu este cazul la dumneavoastră. Nu fi printre cei ce beau vin. Am insistat asupra ideii ca apoi să ascultați partea a doua versetului. Nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Ciudat. De prima ispită fugim și îi punem la disciplină dacă beau și pentru a doua ați auzit pe cineva pus la disciplină că se îmbuibează cu carne. Să nu rămână pe din afară când vine Domnul că disciplină mai mare nu trebuie. Nu cumva să vă vrindă ziua aceea cu îmbuibare de mâncare și băutură. Și încă e trecută prima pe listă. Mâncare. Și astfel să vină fără vest. Vă dau și un exemplu din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Un om bogat, căruia a rodit țarina, își dorea ceva. Spune Scriptura aici de la versetul 18. Iată, a zis el, ce voi face. Versetul 19, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. De ce mâncarea și băutura e asociată cu jocurile și cu veselia? Pentru că omul când este supraalimentat sau tot mereu se dedică acestei activități, este înclinat spre distracție, spre păcat, spre râs și până la pofte. Asta este omul. De aceea este scris în 1 Petru, capitolul 4. Și aici ar trebui să fie o diferență. Dacă ar fi aici vreun caz în care o soră să fie avut bărbatul nepocăit până la o vreme și apoi să se pocăiască, iar ar fi trebuit să vadă asta și la bucătărie. Felul în care era pofticios înainte, felul în care bea, și felul care se comportă după aceea. Ascultați și vă citesc 1 Petru 4 cu 3. Ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor, a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri. Dar nu știu cum se face că uneori mai prinde ispita și la noi cu majorat, cu ziua nu știu care și a nu știu cui. Și asta e tot cu dragoste de masă și cu glume și cu altele care ne duc mintea în altă parte. Iată ce scrie tot în Petru a doua, Petru capitolul 2, versetul 13. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Deci în prima epistolă scria Petru că ceilalți se miră că nu mai mergem cu ei la ospăți. Dar culmea că ăștia mâncau cu frații. Și dorința lor era aceeași. Își schimbaseră numai compania, dar nu stilul de viață. De aceea scrie și în Iuda.
Citesc versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi. Și iată cum sunt descriși în stări asociate cu îmbuibarea de mâncare și băutură. Zice versetul următor, niște valuri înfuleate ale mării care spumigă rușinile, stări rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericul pentru vecie. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Amin. Și spunea și Domnul Iisus, Matei 24, Luca 12. Hai să citim din Luca 12, de exemplu, în aceeași ispită. Ce se poate întâmpla chiar pentru noi, pentru slujitori. Ca să începem judecata cum o începe și Domnul, de la amvon. Versetul 45, Luca 12. Dar dacă robul acela zice inima lui, stăpânul meu zăbobește să vină. Dacă începe să bată pe slujbi, pe slujnice, să mănânce, să bea, să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care nu s-așteaptă, în ceasul în care nu știe, și îl va tăia în două. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucru încredințat lor. Nu știu dacă ați citit cartea Și lămpile lor se sting. Interesantă imaginație a avut autorul. Vă spun doar așa câteva secvențe, cu ani în urmă nu mi-o mai amintesc mai mult. Într-un prim capitol se ridică un predicator și le spune lucrurile așa verde în față. Și la urmă, de fapt ce la urmă, slujitorii dau o cântare de cor să-l întrerupă, ce-i mustră așa și bagă la pocăință. Și la întoarcerea spre casă copiii lui sunt surprinși, ce s-a întâmplat cu tata? Și după câteva vreme, scrie în alt capitol, vine un păstorul cu un diacon, băi, cum ți-ai permis așa să ne abordezi așa direct, să spui că nu suntem pocăiți? Alt capitol mută scena în familia unui patron, care în timp ce mânca la masă spune, ce treabă are el cu noi, ce facem noi, cum mâncăm noi, cum ne îmbrăcăm noi? S-a făcut o evangelizare, o săptămână și predicatorul ăsta ce i-a mustrat a avut cel mai bun loc de cazare. Și musafirul, predicatorul din altă parte, era abordat în fiecare seară de gazdă, de fratele ăsta reformator și zice, auzi, ce predici tu e adevărată Evanghelie? Sau îi duci cu minciuni și le făgădești raiul pe degeaba? Lucrurile au curs așa câteva zile, n-a rămas nici pe la sfârșit, căci cuvintele astea îl pătrundeau până în suflet pe musafirul acela. Și după o vreme, după ce a plecat în localitatea lui, îi scrie acestui frate, gazde, n-am avut liniște și m-am cercetat și m-am întors la Domnul cu căință și vreau să-i slujesc cu toată inima. Acum păstorul s-a scuzat că musafirul respectiv nu poate să mai stea, că are ceva probleme de sănătate, dar o să vină pe altă dată la evanghelizare. Pe când a venit, a avut altă predică și a provocat și Domnul a cercetat adunarea. Dar așa s-a întâmplat că urma o sărbătoare, o aniversare și frații din bordul de conducere s-au înțeles, după ce trece sărbătoarea, băi, trebuie totuși să ne punem la pocăință în unele domenii, trebuie să facem ordine. Și a venit sărbătoarea, două sau trei zile, în prima zi, fast, imagini, prezentări, istoric. Și au curs lucrurile așa până când la o cântare de cor n-au mai rămas decât jumătate de coriști și dirijorul a rămas cu mâna blocată și își imaginează autorul că fusese răpirea și ei rămânseseră la serbare, că numai după masă și ospăți urmau să treacă la reformă. Și exact cum spune Domnul că ziua aceea i-a prins fără veste, să ne păzească Domnul de așa ceva și să ne ajute în smerenie să luăm hrana cu bucurie și mulțumire. Amin. Și să știm să trăim și în belșug și în lipsă, dar să nu ne punem priceperea în asta. Dacă este, mâncăm așa fără să uităm să postim. Că aici are un punct important, tot mai puțin se postește. De ce? Spun unii, frate, nu pot posti. N-ai fost bolnav. Să vezi ce regim îți dă doctorul. Dar de la suflet nu poți posti. Asta e problema.
Și dacă nu poți posti în ispite, ești tot la fel de slab. Că dacă nu te poți abține la pofta de mâncare, crezi că te poți abține de la altele? Nici atâta. Ba unii spun, frate, până pe la amiază și nu mai pot. Se poate. Că și dacă ar fi să nu ai, știți în Africa că se moare de foame? N-a plouat de 2 ani în Cornul Africii. Au murit 40% din oamenii din zona aceea. Eu uneori sunt întristat și pe mămicile care așa târziu așteaptă să-i învețe pe copii să postească. Când? După 12 ani sau când? Și din Africa citeam despre o mamă ce a plecat cu câțiva copii spre o tabără unde să fie ajutați. I-au murit 3 copii pe drum de foame. Am văzut niște imagini a copiilor din Africa. Nu știi că-s ăia din Africa sau ăia de la Holocaust, de la Auschwitz, din timpul celor de-al doi război mondial. Învățați-vă copiii să postească. Și soțul și soția, excepție cei bolnavi, poate femeile gravide, situații speciale. Pentru că antidotul pentru îmbuibare și băutură sunt tocmai zilele de post în care trupul poate fi controlat. La evrei s-a spus, când vrei să mănânci carne, poți să mănânci, adică sunt zile diferite. Trebuie să fie și zile de ospăț, zile în care poate mănânci, zile în care te odihnești, dar după cum trebuie să fie și zile de lucru, la fel trebuie să fie și zile de post, zile de smerenie, în care ne cercetăm și Domnul să se îndure de noi. De asemenea, încă un sfat referitor la mese, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 14, cuvintele Domnului Hristos de la versetul 12. Când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și astfel să ți-o răsplată pentru ce ai făcut. Și tu când dai o masă, cheamă pe săraș, pe șchiop, pe schilos, pe orbi și va fi ferice de tine că ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Uite că poți să dai masă și să ai parte din învierea celor neprihăniți, dar cu cine masă? Cu necăjiții, cu bolnave. Am fost undeva la o logodnă și am apreciat că familia gazdă a zis pe lângă frații slujitori și cele două familii, cred că e bine să chemăm și doi handicapați. Am apreciat. Pentru că ăștia n-ar trebui să lipsească. Necăjiții, săraci, Dumnezeu ne va nota, ne va cerceta, slăvit să-i fie numele. Așadar, frați și surori, eu nu vreau să vă iese pofta de mâncare. Numai să vă vină dorința pentru a sta la masă cu Domnul când va veni a doua oară. Până atunci, mâncăm și noi, că e nevoie, trebuie să muncim, copiii trebuie să crească. Mulțumim Domnului că avem pâinea cea de toate zilele, ne rugăm pentru ea, dar noi să ne dorim pâinea din cer. Să ne dorim sfânta împărăția lui Dumnezeu, că împărăția e fără mâncare. E fără stomac. Pântecele și mâncărurile sunt pentru pieire, frați și surori. Dar uneori tocmai pântecele și mâncărurile nu ne lasă ajunge la adevărata viață. Și asta ne îngreuiază inima. Adică îți scade, îți piere pasiunea pentru lucrurile sfinte. De ce se întâmplă așa? Că doar stomacul e sub, inima numai nu știu cum se face, că uneori se pune deasupra. Și îți îngreuiază inima și slăbești spiritual. Cel de-al doilea pericol este dat de faptul că năvălesc în noi îngrijorările. I-am întrebat pe frații aici în Italia cum mai stau lucrurile și unii spun problemă, Italia riscă să intre și ea într-o criză. Vă îngrijorați și dumneavoastră? Dacă faceți parte numai din comunitatea europeană și nu faceți parte din împărăția lui Dumnezeu, temeți-vă. Dar dacă l-aveți pe Dumnezeu ca tată, atunci rămâneți liniștiți. Pentru că Dumnezeu își întinde privirile din cer peste tot pământul, să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga a lui. Spune Scriptura, citesc din Psalmul 33, și asta spun pentru că nu știm ceea ce va veni, dar iată ce făgăduințe frumoase avem aici. Versetul
18. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru, dar inima noastră își găsește bucuria în El. Avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin? Amin. Să nu vă îngrijorați, să spun Domnul. Cu ce? Ascultați accentul cum cade aici. Cu îngrijorările vieții acesteia. Lucrurile vieții acesteia, care sunt astea? Ce mâncăm? Ce bem? Cu ce ne îmbrăcăm? Noi suntem mai îngrijorați, că evreii își făceau cortul, dar noi trudim mulți cu casa. Când o terminăm, ce facem? Cu copiii, cu școala, îngrijorările vieții acesteia. Și spunea Domnul Hristos aici atât de frumos în Evanghelia după Luca, capitolul 12, ucenicilor Săi. Și mă întreb, oare cât de mult au acestea răsunet în mintea noastră? Versul 23. Viața e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Adică ne îngrijim de lucrurile secundare când Dumnezeu are în vedere lucrurile mai importante, viața. Am citit recent o carte despre cât de interesant a creat Dumnezeu trupul nostru. Mai știam eu așa ce mai știam, că nu sunt eu specialist în biologie, dar m-a încântat pentru că autorul scotea în evidență măreția lui Dumnezeu și apoi făcea comparația cu trupul Domnului care este biserica. În ființele noastre, de când se naște un copil, de când se plămădește în pântecele mamei, toate aceste fenomene sunt extraordinare. Vă recomand uneori să citiți ca să vedeți ce mare-i Dumnezeu. Că uneori ne mirăm așa pe ce-o făcut unii, pe o mașină, pe știu ce aparat, în loc să ne mirăm și să admirăm lucrurile creației care nu pot fi egalate cu nimic. Când te uiți la ceea ce se petrece într-o ființă umană, prin mintea unui om, într-un minut, se derulează peste 1 milion de operații. Vă dați seama ce e asta? Ăsta computer. Peste 1 milion de operații. Noi nici nu înțelegem aceste fenomene. Păi Dumnezeu e specialist în macrocosmos și specialist în microcosmos. Uitați-vă, de exemplu, sprâncenele. Acum, har Domnului că nu mai avem păduche, așa-i? Dar știți că nu este niciun om care să n-aibă vietăți în sprâncenele lui? Orice om s-a dus la analize să se facă cercetări cu microscop, toți avem animale pe aici. Vietăți. Așa, de la 8 piciorușe. Și care își duc viață. Nu le vedem niciodată, poți să spui ochelari. Nu te gâdă. Dar când te uiți, măi, dar cum a făcut Dumnezeu și lucruri atât de mici mai să stea aici așa în sprâncenele mele, dau eu cu mâna și nu se duc, măi. De exemplu, sunt unii care vor așa să bea apă curată, dacă ai pune la microscop, păi într-un pahar de apă. Oh, câte vietăți sunt! De nu le știi numara. Ai murit de sete până să le numeri. Este foarte complexă lumea asta. Și spunea Domnul așa ce putem vedea, zice, vrăbile. Și una nu cade fără știrea stăpânului. Și noi ne îngrijorăm că ce-o fi și ce-o împăți și ce se va întâmpla, ce-a îngăduit bunul Dumnezeu, asta se va întâmpla. Și dacă vrea Dumnezeu să se întâmple ceva, oricum n-ai ce face. Poți să te stresezi, poți să te frămânți. Suntem în mâna Lui. Toți zicem Psalmul 62, auzi, toți oamenii, nu-s decât praful de pe cumpăna fântânii, nu-s mai grei decât o suflare. Ceea ce e o suflare? Da, raportat la cosmos, atâta suntem, un abur, toți împreună. Ei, în aceste condiții are loc îngrijorarea? Dar numai uite că îngrijorarea te face să te stresezi, rămâne rugăciunea nefăcută, nu mai citești în Biblie, te frămânți,
Mintea este preocupată și spunea Domnul aici în continuare, în Luca capitolul 12, sunt chestiuni așa de zi cu zi. Iată ce vă citesc de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Dar noi cu ce să ne frământăm? Cu așteptarea venirii Domnului, scrie în versetul următor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, scrie în Matei. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția, mărit să fie Domnul. De ce asta trebuie să fie preocuparea noastră, Doamne? Oare mă apucăm să mâncăm de-a mea sau vii tu și vom sta la masă cu tine? Ce frumos ar fi un gând din ăsta. Dar dacă te stresezi, că și ce o să faci de cină, păi gândește-te scurt ce ai decis, faci și gata. Ce o să fie? Ce va îngădui Domnul? Dacă Domnul vrea să ai servici, o să ai. Dacă Domnul vrea să te pună în șomaj, o să fie și asta. Dar dacă va fi așa, va ști Domnul de ce. În noi în biserică era o soră mai firească, spune. La un moment dat s-a dat jos de la corcă. S-a întâlnit într-o zi în piață cu un frate, deși n-avea vreo 30 de ani ea, și fratele zice, băi, dar repede ai cărunțit. Băi, asta e dovadă că trebuie să mă vopseze și ea, dacă băga de seamă oamenii. Da, așa a îngăduit Domnul și diavolul a fost pe fază, în câteva zile o întâlnește altul și zice, tu ești mai bătrână ca bărbatul tău, că el n-are păr alb. Și ea zice, nu, ești mai tânără cu 7 ani. Și s-a vopsit. Ei, venea la adunare cum venea, stresată, că n-au bani destui, că bărbatul nu câștigă destul, s-a pus și ea în servici, că câte nu ți-aduce diavol. Dar pe la 40 și ceva de ani a fost dată în șomaj și o cercetat-o Domnul cu un gând. Am fost la ei în familie acum o lună și mi-a povestit toate astea. Hai să citesc eu toată Biblia. S-a citit-o. De la Genesa la Apocalipsa, s-a terminat-o în câteva luni, cum a fost mai liberă, și s-a aprins în ea dorul să o mai citească o dată, dar acum au făcut și notițe. Mi-a arătat 3 caiete scrise. Zicea, frate, așa frumos a fost versetul ăsta, și l-am scris eu cu mâna mea în caiet. Dar așa frumos a fost povestirea asta din Biblie, am făcut o schiță. O fată de ei glumea cu ea și zicea, mama, acum dai la teologie, dacă tot să-ți faci și notițe. Și ea spunea, nu măi, dar nu vezi cât e frumos. Dar când a mers la ea, așa limbaj duhovnicesc avea, să vedeți cum vorbea, ce dorințe. O și uita să se vopsească. Și când am văzut că e pasionată să citească, i-am dat 2 cărți și am scris acum mai la urmă Împărații lui Israel și Iuda, nu sunt așa groase, 200 de pagini una. N-a trecut o săptămână și mă sună, mergeam într-o misiune, frate, eu să le-am citit amândouă. Și în cărțile astea scrie ce am vrut eu să le spui la frați și la surori, că unii sunt preocupați numai cu sărbători și pentru copii și de la ouă roșii și până iarna la pom de Crăciun și câte toate. Aici scrie. Mă gândeam eu ce să le spun, că eu le-am spus, dar era în vremea când tu nu veneai la studiu. Adică în vremea când nu te pasiona. Ei, zicea ea, Domnul m-a cercetat și îi mulțumesc că am altă stare. Dacă Domnul vrea să-mi dea servicii, îmi dă, dacă nu rămâne așa, nu că nu mi-aș dori în casă să fac anumite lucruri, să le înnoiesc, să-mi cumpăr ceva, dar facă-să voia Domnului, asta mă încântă. Nu mai lipsește nicio slujbă pe săptămână. A scăpat de îngrijorări, mărit să fie Domnul. Am întâlnit o altă soră, asta a avut altfel de probleme cu depresii, îngrijorările le duceau până la stări negative, ce-o fi. Și apoi diavolul o învinuia, că așa e diavolul. Te pune să greșești și după aceea te acuză că ai greșit. Și că cine știe ce s-a întâmplat, și n-ai parte din durarea Domnului. Și când i-am vizitat odată, și asta tot cu Biblia a scăpat. S-a apucat să citească ce i-a venit ei, zice, frate, m-am apucat să citesc tot Vechiul Testament să văd dacă eu trăiam în timpul Domnului Iisus, numai după ce scrie Vechiul Testament, eu pricepeam că e Mesia sau nu. Frumoasă idee. Și apoi am citit și Noul Testament, să văd cum se împlinește Vechiul Testament și ce relații mi-au făcut, n-am auzit la predicatori, între Vechiul și Noul Testament. Și zice, știi, frate, ce stări depresive am avut eu? Și știi cum am scăpat? Și la un moment dat mi-a dat Domnul un gând asta citind în Biblie.
diavolul venea și îmi spunea să mă acuze și a spus, măi diavole, astea sunt cazurile tale. Tu n-ai drept de rai, tu ți-ai pierdut fericirea, tu nu te poți bucura, tu trebuie să te stresezi. Și acum tu vii cu năcazurile tale la mine acasă și mi le pui mie după cap. Nu te primesc. Asta e năcazul tău, n-am ce-ți face, tu ai păcătuit, ai căzut, oricum nu te pot ajuta, pe mine lasă-mă pace. Și spune, frate, de câteva ori așa l-am mustrat. Și sunt liber și nu mai primesc stările alea din povărare. Să vă elibereze Domnul. Amin. Și să trăiți liniștiți. Amin. Domnul dă și Domnul ia și merită să fie binecuvântat. Amin. El îngrijește de noi, mai mult decât de păsări, nu fiți puțin credincioși. Am grijit să fiți și aici. Și dacă Domnul va rândui să fie altfel, slăvit să-i fie numele. Să avem un singur gând, vino Doamne Iisuse. Nu ne lăsa numai cu ce ne-ai dat aici. Dă-ne Sfânta Ta împărăție, că pentru asta ai murit pentru noi. Așadar, să facem o scurtă recapitulare. Când va veni Domnul, nu va ști nimeni. Nu o să anunțe predicatorii de la Amvon, băgați de seamă că poate săptămâna asta vine, nu. Nu ne vom gândi. Nu va ști nimeni. Da, dar predicatorii trebuie să anunțe în fiecare duminică, aș spune, chiar dacă cu alte cuvinte, săptămâna asta să-L așteptăm pe Domnul. Amin? Amin. Și ca atare să nu uităm să postim și să mâncăm așa, cum zice în cartea Eclesiastului, să ne întărim puterile. Și cam atât. Ca nu cumva să ni se îngreuneze inima. Iar cât privește îngrijorările, dacă e criză, să știți că Dumnezeu a programat-o. Așa că nu merită să ne speriem noi de furtuna pe care Dumnezeu o controlează. Slăvit să-i fie numele. Și încă un punct, versul 36, vegheați, dar în tot timpul. Asta e concluzia la ce v-am spus până aici. Și încă ceva. Rugați-vă. Dar de ce, Doamne? Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ce lucruri se vor întâmpla? Vă citesc de aici, de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună, în stele. Vedeți cum se precipită aceste fenomene, nu doar cu meteoriți, cu planete, dar vor fi mult mai accentuate. Și pe pământ, deci odată vor fi semne la nivelul astrelor în cer, pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri. Vor veni crize mai severe decât asta. Țineți minte, spus-o Domnul. Care nu vor ști, e vorba de oameni, ce să facă la auzul urletelor mării și a valurilor. Nu vor găsi soluții la Bruxelles, la ONU, nu vor mai ști ce să facă. Își vor da păreri, ce-i de făcut? Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, că și puterile cerului vor fi clătinate. Ce va fi de făcut atunci? Să stai în picioare? Să te rogi, că altfel nu te ține nimic în picioare. Numai o stare spirituală puternică te va ajuta să reziști. Altfel, vei cădea. Hai să luăm un exemplu din Vechiul Testament, dar ceea ce va fi mult mai amplu. Cartea a doua împăraților, capitolul 18, ne-l prezintă pe Ezechia și ce e scris pentru noi ca să fim întăriți în vremea aceasta. A fost împresurat în Ierusalim de cea mai puternică armată din vremea aceea, asirienii. Sute de mii de soldați. Și l-au batjocorit pe Dumnezeu și pe Ezechia și poporul. Lucruri de groază. Și spune Scriptura în capitolul 19, după ce își termină Rabșache șpichirul lui distrugător și Ezechia a spus poporului să tacă, scrie aici în versetul 1, când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și a rămas acolo să se vaite, s-a dus la casa Domnului. Întorc pagina. Versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Ce bine să fie aproape de Domnul în vremuri grele.
Doamne, a spus el, uite aici, tu șezi pe heruvim în cer, noi stăm asediați în cetate. Ăștia vor să ne înfometeze și să ne omoare. Privește de acolo, Doamne. Și Dumnezeu șade în ceruri și râde și spune, mă, nu-i lasă să intre aici, mă. Eu i-am folosit ca o secură, zice Isaia 10, de eu crezut că, nu știu că sunt mânerul numai, eu crezut că capul. N-are securea cap, nici ferăstrăul. Dumnezeu îngăduise. Deci toate acestea sunt lăsate de Dumnezeu. El clatină cerul și pământul, slăvit să-i fie numele. Și când te rogi în asemenea momente, rămâi tare. Nu-ți pierzi scumpă, tu reziști. Altă soluție nu există. Spunea cineva, frate, eu nu cedau când va fi cu 666. Și așa mi-a venit un cuvânt și am zis, măi, tu ești aproape la 665. Dar ce vrei să spui cu asta? Adică tu te bâlbăi la probleme ușoare, tu ești compromis în diferite stări murdare și crezi că te lauzi, bă, după ce ai ajuns la 665, 666, vine la sine, măi. Nici n-ai ce să mai faci în urmă. Să nu te îndrepți înspre zona aceea periculoasă, să rămâi tare. Amin? Amin. Ezechia a avut încredere în Dumnezeu și a rămas în picioare. L-a ocrotit Domnul? Cu siguranță. Am auzit mesaje în țară, acum când a început anul, va crește ura între popoare, ura între oameni, se vor înmulți cataclismele și Domnul făgăduia pe ai săi că îi ocrotește și îi păzește. Chiar dacă sunt situații în care îi îngăduie pe unii, este aproape Domnul de ei, măsoară temperatura cuptorului și termenul cât stau acolo, slăvit să fie Domnul. În capitolul următor scrie că după aceste lucruri, în vremea aceea, zice aici, Ezechia a fost bolnav, dar nu oricum, pe moarte. Asta iar e greu. Ce a făcut din nou? Spuneți-mi, s-a rugat? Domnule, așadar dacă va cădea economia, ce ai de făcut? Ne adunăm la rugăciune și strigăm cu putere către Dumnezeu. Dacă vreunul se îmbolnăvea și de cancer, ce ai de făcut? Ne punem pe genunchi și ne rugăm. Dar eu vă întreb, cât vă rugați? Care sunteți la servici când vă rugați? Dimineața? Seara? Când vă întoarceți? Și atunci întreb, mai e timp de povești și de filme și de televizor și de pierdut vremea? De meci? Mai e timp? Dacă tu crezi că în rai începe campionatul, joacă-te mai departe. Dar vezi că încep în cazurile. Pune-te și te rogă de acum, nu atunci! Ca și cel ce a vrut să treacă punte atunci, e prea târziu, nici nu mai poți să te rogi. Trebuie să ai strânse rugăciuni înaintea Domnului. Stimate surori, poate știu eu ce va fi îngăduit peste dumneavoastră, peste copii. Cum mă cuprinde istoria creștină situații în care le-au fost luați bebelașii și martirizați în fața lor. Crezi că reziști atunci dacă nu ești cu rugăciuni? Păi dacă nu reziști acum că ți-o jignit cineva copilul și faci scandal, cum o să reziști atunci? N-ai nicio șansă. Degeaba încercăm noi să fim tari, fără rugăciune nu se poate. Domnul, știți ce a spus lui Petru? Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Și Petru zice, nu, să te ferească Dumnezeu, Doamne, pe tine, iar cât despre mine, și în pușcărie mă duc. Ce pușcărie? Că nu m-au amenințat, că-l arestează. Și s-a blestemat și s-a jurat. Nici vorbă. De ce? Fiindcă atunci când trebuia să se roage, a dormit, nu s-a rugat. Ascultați ce spune apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Da, dar degeaba predică cineva și spune nu te îngrijora dacă nu te și rogi lângă asta. De aceea Domnul spunea, nu numai vegheați și rugați-vă să aveți putere, aici e vorba de tărie. Că altfel degeaba încerci, așa ca Samson, mă voi scula și voi face, dacă n-ai putere, am întâlnit situații în care îmi spuneau, frate, dar nu pot, măi rog, acum nu mai pot, e prea târziu. Nu s-au rugat la timp, cum spuneam, nu vă îngrijorați de nimic, nici de asuprire, cum zicem psalmul 91, nici de molimă, nici de săgeată, de nimic. Aduceți în toate lucrurile cere voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și frumusețea ce scrie în continuare. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ce înseamnă asta? Că după ce te-ai rugat, te cuprinde o pace încât și el să miră de tine și treaba, mă, dar tu nu dai seama ce urmează. Ba da, da, am pace.
Pentru că avem de-a face cu unul care e Domnul păcii și care poate să ne vegheze și să ne întărească, slăvit să-i fie numele. Adesea s-au dus oameni sănătoși să viziteze bolnavi și au venit de acolo întăriți. Pentru că cei în cauză aveau zile de rugăciune și Domnul îi întărise. Altfel, tăria ta de bărbat, am văzut bărbat la 100 de kilograme, care nu se temea de nimeni. Când a îngăduit Domnul o boală peste el, nici măcar nu putea stea singur în salon. Mi-e frică. Și e bebelaș. Pentru că tăria nu stă în asta. Nu stă nici în relații. Tăria stă în mâna Domnului. Dacă te-ai rugat, va fi bine de tine. V-am apreciat în seara asta că ați avut o oră de rugăciune. Să aveți și acasă și ori de câte ori vă adunați. Asta e foarte, foarte important. Și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să vă întărească și să vă binecuvânteze Domnul și în ziua aceea să stați în picioare. Iată ce vă citesc în ideea asta despre fiul lui, despre tata lui Ezechia, despre Ahaz. N-a fost credincios. Și spune în Isaia capitolul 7, a venit prorocul și a fost din nou război. Dar nu cu asirienii, cu ea mai slab, cu sirienii. Și scrie aici în versetul 2. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său cum se clatină copacii când bate vântul. De ce n-a rămas asta tare? Păi ăsta a închis templul, de unde rugăciuni? Și spune profetul în continuare aici, versetul 9. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Iar în Efeseni 6 scrie, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi diavolul în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit. Ce frumoase făgăduiți s-au citit cele 7. Celui ceva? Birui. Dar biruința cum e? În rugăciune? Fără rugăciune este biruință? Nu este. Toate sunt bune, și studiu, și cântarea, și să citești, toate sunt bune. Dar rugăciunea e de bază. Povestea un frate că s-a dus și a dormit cu altul în cameră. Și celălalt s-a rugat și el s-a pus repede să se culce. Și celălalt nu mai termina rugăciunea. Și și-a zis el, întrucât urmau să mai stea o zi acolo, mâine seara îi arăt că și eu mă știu ruga ca el. Nu mai el e pocăit. Și a seara următoare și-a propus să se roage. Dar zice, frate, ba lipseau cuvintele, ba nu știu ce, parcă nu venea să închei. Știi că dacă nu ești obișnuit să te rogi lung, băi, nici nu o poți face. De aceea este indicat să începi așa, cu 5 minute, cu 10, cu 15, cu o jumătate de oră și așa mai departe. Pentru că este o luptă rugăciune, observați ce e mai greu să facă oamenii. Să se roage. Pune-l să cânte, 2 ceasuri stă la repetiție, pune-l să se roage 2 ore. Și lași ce vrei, nu trebuie pe notă. Mă, numai nu poate. Ba doarme, ba se scoală, ba vine să pleacă, ba zboară gândul. Că asta e cea mai grea lucrare de făcut. Că e luptă spirituală. Să ne dea Domnul biruință. Amin. Și să ne îndemnăm și pe acasă, frați și surori, chemați-vă copiii, dacă-s 2. Vedeți când orarul, când e potrivit, dacă nu singur, intră în odăița ta. Și rugați-vă. Rugați-vă cât de mult, că așa e vremea aceasta. Și Domnul să vă vină în ajutor. Închei. Reamintindu-vă, frați și surori, că vine ziua Domnului și nu-i departe. Domnul ce-a promis împlinește, este Alfa și Omega, slăvit să-i fie numele. Și o să lăsăm pământul acesta, cu tot ce am adunat pe el, pământul, cu tot ce-i pe el, va arde, dar va arde și păcătoșii de pe el, asta e problema. Și unii vor fi îngroziți, știți unde, zice Isaia, în Sion, și vor întreba, cum vom sta lângă niște flăcări veșnice? Să nu vină o asemenea surpriză. Și asta, fără să faci păcate. Aici nu scrie de curvii, nu scrie de hoții, nu. Poți să fii pocăit, numai să fii îngrijorat sau îmbuibat. Și rămâi pe din afară. Poți să fii pocăit, numai să nu fii tare în rugăciune. Și într-o zi cedezi. Și când vor veni lucrurile alea, grele, în care poate să rămâi fără soț, în care să nu mai ai ce să mănânci, lucruri care vor îngrozi pe oameni. Nu așa că a fost un accident undeva. Să moară, cum scrie în Apocalipsa, a treia parte. Atunci
să te întreb dacă vei rezista. Și în toate acelea să-ți ridici ochii în sus și să aștepți pe Domnul care vine. Am citit o istorioară interesantă, vă spun în final. Asta s-a petrecut la sfârșitul secolului trecut, anii 1914-1916. Un grup de exploratori britanici, 28 la număr, au plecat în Antarctica și, nefiind stăpâni pe climă, le-a rămas vasul între ghețuri și au luat bărcile și le-au tras după ei cu toate proviziile peste câmpurile acelea de gheață, dar și-au dat seama că nu pot ajunge la izbândă. Atunci capitanul, însoțit de alți 5 membri din echipaj, au luat o luntre, o barcă de aceea și s-au îndreptat spre o insulă unde știau că există o bază paremise de pescuit. Dar neavând aparatură suficientă la bord și ghețurile și clima atât de nefavorabilă, au ajuns în partea cealaltă a insulei, nu unde era baza asta locuită. Și când s-au dat seama de asta, capitanul a încercat mai departe și, însoțit de doi, a escaladat timp de 30 ceva de ore toată stânca aceea cu ghețuri și a ajuns în partea cealaltă, ăștia doi, trei au rămas aici, la luntrea asta. Și a ajuns la baza aceea și a cerut ajutor. Problema a ajuns la guvernul din Chile și li s-a trimis un vapor să fie salvați. I-au luat pe ăștia trei, s-au dus dincolo, i-au luat pe ceilalți trei și se îndreptau spre ceilalți 22, dar trecuseră luni de zile. Și se gândea capitanul, povestea apoi, oare mai sunt în viață? Exista riscul să intri, să fii blocat, numai când prindea vremea bună, era posibilitate printre sloiurile de gheață să navigheze. Și spre bucuria tuturor, când a ajuns, i-a găsit pe toți 22 echipați cu ralțile în spate, ca în poziție de front. Și au zis, băi, de unde a știut că venim acum așa, a fost echipați la țărm? Extraordinar, ce minuni, n-a murit niciunul, a fost cea mai lungă luptă de supraviețuire, din cele cunoscute istorie, terminată cu succes. Și știți ce a spus locotenentul care comanda pe cei 22? Capitane, în fiecare dimineață am fost pe țărm și ne-a spus la băieți, da, dacă astăzi vine și ne salvează. Am făcut asta fiindcă n-am știut în ce zi vii și am făcut-o să le țin moralul că salvarea se apropie. Și în fiecare zi de 4 luni de când ești plecat, ne-am echipat de parcherea inspecției de front care a făcut armată. Și toți am fost în formație pe țărm, că ne-am dorit să trăim și să ne mai întoarcem în Europa. Dragii mei, dacă oamenii își doresc să trăiască viața asta, noi ne dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Oare ne găsești fiecare zi în formație pe toți? Așa au fost evrei la plecarea din Egipt. Noi ne apropiem de noaptea eliberării, de noaptea plecării. Să vă ajute Domnul să fiți gata. Cine nu-i botezat să intre în apa botezului, cine nu-i botezat cu Duhul Sfânt să vină la stăruință. Cine nu-i pus în ordine, nu s-a mărturisit, nu și-a reglat lucrurile, asta de urgență că vine Domnul. Cine a fost preocupat, cine este îngrijorat, toți să vină în formație și în linie să-L așteptăm pe Domnul nostru care vine. Să fiți ca niște oameni în mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să nu fie stinsă lampa nici la unul. Că-și vine Domnul și începe Sfânta Lui împărăție. Și n-ar fi tragedie mai mare decât să fii umblat la biserică, decât să fii știut ceilalți și să fii bărbatul acela care rămâi jos. Să fii femeia aceea care rămâi la moară, să-ți faci mâncarea mai departe, că asta te-a pasionat în viață. Dragii mei, Scriptura nu glumește cu noi. Dumnezeu n-a mai deschis a doua ușa la corabie. Dumnezeu nu a glumit cu soția lui Lot și spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și noi cei mai frumoși să ne aducem aminte de Domnul nostru înviat din morți, care a plecat și s-a uitat ucenicii spre cer și le-au zis îngerii, acest Iisus va veni înapoi, îl așteptăm să vină, să-l așteptăm în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute, amin.